Bine ne-am regăsit, așa cum v-am promis, în această filmare, în acest cadru minunat, la Predeal, cu puțin soare. Deci a ieșit parcă și puțin soarele, sau vrea puțin să iasă, să ne lumineze. Vă voi vorbi despre un moment important din acest an, și anume este vorba de ingresul soarelui în Rac. Și acest ingres al soarelui în Rac marchează solstițiul de vară. Solstițiul de vară reprezintă cea mai lungă zi din an. Este ziua în care soarele strălucește maxim, soarele ne bucură cu lumina lui și este acel moment în care ne pregătim de iarnă, da? Nu știu, eu v-am mai spus poate întotdeauna, după solstițiul de vară, eu simt că vine iarna. De ce? Fiindcă ziua începe să scadă și ne pregătim de frig, ne pregătim de iarnă. Mie nu-mi place iarna, chiar dacă sunt născută iarna, îmi place foarte mult vara. Deci dacă ar fi tot timpul vară, m-aș simți foarte, foarte bine. Îmi place căldura, îmi place vara. Primăvara, vara, ai și toamna, dar în fine, iarna mai puțin, numai la gura focului, ca să spun așa, poate aici, la Predeal, la căldurică și să fie zăpadă afară. Haideți să vedem ce reprezintă acest ingres al soarelui în Rac. Ce reprezintă de fapt acest moment al solstițiului de vară? Are loc în data de 21 iunie, da? Ca dată să o marcăm, ora 0:44. Deci cum intrăm în ziua de 21 iunie, la ora 0:44 are loc acest ingres al soarelui în Rac. Atât solstițiile, cât și echinocțiile au loc prin intrarea soarelui în semne cardinale. Aș vrea să punctez acest lucru, repet, fiindcă este interesant și este important ca să înțelegeți esența acestor patru momente importante din an. De ce? Fiindcă semnele cardinale sunt semnele care inițiază. Da, e vorba de berbec, e vorba de rac, e vorba de balanță și capricorn. Deci cele patru semne care formează crucea cardinală sunt cele patru semne care inițiază, au acest curaj de a iniția, de a începe, de a pleca la drum, de a face lucrurile să se întâmple, a face niște lucruri noi, dar a iniția aceste lucruri noi. După aceea vin semnele fixe care stabilizează această energie și semnele mutabile care revizuiesc, da? Au acea posibilitate, ne dau acea posibilitate de a fi flexibil și de a revizui astfel încât să putem să finalizăm ceea ce ne-am propus. Dacă ne uităm la cele patru evenimente din an, e vorba de echinocțiul de primăvară, solstițiul de vară, echinocțiul de toamnă și solstițiul de iarnă, sunt patru momente importante din ciclul naturii, da? Da? Sunt niște momente foarte, foarte importante, conectate la energia naturii, la energia mamei pământ. Și avem echinocțiul de primăvară. Începem, da? Este vorba de intrarea soarelui în berbec, primul semn cardinal, și soarele în berbec este în exaltarea, reprezintă exaltarea soarelui. La solstițiul de vară avem intrarea soarelui în rac. Intrarea soarelui în rac, a doua zodie cardinală, este vorba de racul fiind domiciliul lunii, deci soare, lună. Al treilea moment, echinocțiul de toamnă, intrarea soarelui în balanță, a treia zodie cardinală, balanța fiind căderea soarelui, da? Fiindcă soarele este în exaltare în berbec, în zodia opusă este în cădere. Și avem și solstițiul de iarnă, da? Solstițiul de iarnă în care soarele reprezintă intrarea soarelui în capricorn, capricornul fiind exilul lunii. Deci, practic, avem această conexiune cu natura, avem această conexiune a noastră cu cele două luminari, soarele și luna. Și această poziție, zodiile în care avem aceste momente,
practic ne dau informații legate de modalitatea aceasta în care este soarele și luna în primăvară și vară, totul este în creștere, totul este într-o energie, urmează toamna și iarna în zona aceasta de introspecție, de retragere către noi. Aceste patru momente importante din an, practic ne reamintesc că ele ne afectează pe noi toți într-un fel și a le înțelege, a le ști semnificația este importantă pentru noi toți. De fapt, nu este vorba în primul rând de această influență a celor patru momente în harta noastră natală personală, dar este cu siguranță o influență la nivel mundan, la nivel global, la nivel de subconștient colectiv, fiindcă cele patru momente, am spus, care sunt foarte conectate cu ritmurile naturii, practic sunt în subconștientul colectiv și sunt momente care au fost cinstite, care au fost sărbătorite de strămoșii noștri în negura istoriei. Ce este solstițiul de vară? Haideți să revenim la oile noastre, da? Este acel moment pivotal, acel moment de energie, de acțiune, de inițiere, da? De trecere de la maximum de lumină, de la maximum de strălucire, la minimum de lumină. Da? Cuvântul solstițiu vine din limba latină sol, bineînțeles înseamnă soare, și stițium înseamnă oprire. Deci, practic, solstițiul reprezintă acel moment de maximă elevare a soarelui și de oprire a lui. Practic, el se oprește în această stare de maximum de strălucire. Solstițiul de vară, după cum am spus, este cea mai lungă zi din an și solstițiul de iarnă este cea mai scurtă zi, de fapt cea mai lungă noapte. Este, dacă vă uitați, este acel joc infinit între noapte și zi. Practic, se spune că în tradiția celților, celții spuneau că la solstițiul de vară, o săgeată în flăcări a fost trimisă către soare în timp ce răsărea și atunci acest foc al săgeții s-a adăugat la această strălucire a soarelui. De fapt, dacă facem o paranteză, celții sunt foarte, foarte conectați la natură și atunci în tradiția lor sunt 8 festivaluri majore, iar 4 dintre ele corespund, legate, bineînțeles, de aceste ritmuri ale naturii, iar 4 dintre ele corespund cu cele două solstiții și echinocții. Solstițiul de vară la ei se numea Lita și era acea perioadă de curățare. Era acea perioadă de purificare în care ei credeau că spiritele rele se pot alunga pentru ca să se poată face loc acestei sărbători a luminii și de asemenea să se poată asigura o recoltă bogată. Și în mod tradițional ei sărbătoreau această sărbătoare, Lita, solstițiul de vară, cu flăc, cu foc, cu muzică, cu dans, deci aprindeau focuri. Și noi în tabăra de la Costești sper să facem, să fie timpul bun și am organizat și noi un foc de tabără, chiar în apropierea acelui moment și sper să vă transmit, să vă fac o transmisie directă de conectare la această energie a focului de la Costești, din inima Daciei. Practic, solstițiul de vară relevă acel moment de, așa cum am spus, de maximă elevare a soarelui, de oprirea lui și, efectiv, după ce se oprește, își schimbă direcția, da? Până va ajunge la punctul lui minim, la solstițiul de iarnă. Acum m-am documentat și am găsit câteva citate foarte interesante pe diferite site-uri legate de acest moment al solstițiului de vară și aș vrea să vi le împărtășesc, deoarece mi se par niște conștientizări
foarte, foarte frumoase și puteți și voi să le, să le preluați, să le integrați și să vedeți cum vă conectați la această energie puternică a soarelui. De exemplu, așa cum spunea Natalia Cuna, solstițiul de vară este o sărbătoare a întoarcerii la lumină și ne amintește atât de puternic de lumina din interiorul fiecăruia din noi și de întregul potențial al luminii noastre individuale, precum și al luminii unite sau al conștiinței, al conștiinței noastre conectată cu simțul nostru cosmic. Este vorba de acea trezire sau atingerea iluminării ca simbol omnipotent al ascensiunii și triumfului final al luminii asupra întunericului. De asemenea, în site-ul Ask Angel se spune că solstițiul este un mod natural de a vă reconecta cu planul divin al vieții și de a simți o legătură profundă cu viața și cu lumea naturală. Reflectarea călătoriei este un mod minunat de a sărbători solstițiul. Onorați și sărbătoriți călătoria dumneavoastră unică și inerentă pe care o parcurgem, această cale spirituală și pe care o trăim în această viață umană. De asemenea, Lara Atwood, în cartea The Path of the Spiritual Sun, spunea că progresul soarelui de-a lungul anului simbolizează de asemenea acest proces de atingere a iluminării, iar solstițiul de vară este punctul culminant final al acestei călătorii, ca fiind ziua cu cea mai mare lumină a anului. Simbolizează ascensiunea găsită în multe alte mari învățături spirituale. La echinocțiul de primăvară se sărbătorește învierea și întoarcerea fiului soarelui la zeița mamă. În urma acestui fapt, solstițiul de vară simbolizează întoarcerea, ascensiunea la spiritul zeului tată. Este timpul să sărbătorim triumful luminii asupra întunericului în individ și întoarcerea la integralitatea în care fiul, zeița mamă și tatăl Dumnezeu devin o mare conștiință unificată, acea lumină completă, puternică, întreagă, care luminează individul. Wild Witchery, la fel, spunea referitor la solstițiul de vară că solstițiul de vară este aliniat elementului de foc, pasiune, voință și conducere. Acesta este momentul să căutați acțiunea potrivită, să alegeți să mergeți aliniați cu credințele voastre. Acum este timpul a privi la cel mai mare scop al vieții și calea voastră spirituală și luați notă de ceea ce nu este aliniat, ce nu vă servește, ce lucruri spuneți vouă sau altora care nu sunt în conformitate cu ceea ce propovăduiți, ce lucruri faceți și nu vă mai servesc creșterii personale și spirituale. Există de asemenea, așa cum spunea tot Wild Witchery, o latură latentă, lentă acestui solstițiu de vară care ne învață răbdarea. Există acest ritm lent, sigur de timp, în care evenimentele vor intra în viața noastră dacă le lăsăm. Nu putem grăbi lucrurile, dar doar ne relaxăm și ne dăm drumul, lucrurile vor atinge plenitudinea lor fără efort sau fără străduința ego-ului din partea noastră. Semințele din primăvară au fost plantate, le-am muncit, le-am lucrat toată primăvara, iar acum este timpul să lăsăm natura să-și urmeze cursul. În spirituality in practice am găsit tot așa o constatare foarte interesantă, faptul că ei spun că se credea că în ajunul verii, în ajunul verii, deci în această perioadă a solstițiului, pereții care separă lumile spiritelor și oamenii au devenit atât de subțiri ca hârtiile. Și atunci spiritele de câmp și de pădure, de râu, de râuri, toți locuitorii din aceste lumi interioare
au fost liberi, au fost liberi să treacă, să treacă dincolo de aceste ziduri și să se joace printre oameni. Și de aceea solstițiul este privit ca acest festival al focului prin care se sărbătorește această forță a soarelui. Forever Conscious, de asemenea, afirmau că solstițiul de vară este cel mai înalt punct energetic pentru acest an. Deci de aceea v-am spus, este un moment important pe care este foarte bine să-l conștientizați și să-l marcați și să-l trăiți efectiv. Suntem scăldați în întreaga putere a soarelui și totul este luminat. De asemenea, tot Forever Conscious spuneau că viața se schimbă pentru totdeauna și nimic nu rămâne la fel. În timp ce sub razele soarelui este cald, este frumos, este luminos, în cele din urmă vom ajunge la un punct în care vom culege recoltele, vom culege ceea ce am exprimat și va veni ulterior timpul să ne retragem către noi. Deci, haideți, v-am prezentat aceste citate, fiindcă mi s-au părut foarte, foarte importante ca să vă conectați la energia lor, să înțelegeți cât de important este acest moment în care soarele, așa cum am spus, se oprește, stă, strălucește deasupra noastră și ne ajută să conștientizăm. Suntem la jumătatea anului, să vedem ce s-a întâmplat în prima parte a anului și să ne pregătim pentru a doua jumătate a anului, deci pentru perioada următoare în care, așa cum am spus, vom recolta ceea ce am semănat și, de asemenea, ne vom pregăti spre sfârșitul anului, ne vom pregăti de reconectarea noastră, introspecția, lumea aceasta interioară, pentru ca să facem această punte de legătură între solstițiul de vară și solstițiul de iarnă. Deci ne vom face această trecere de la ziua cea mai lungă, în 21 iunie, la ziua cea mai scurtă, de fapt noaptea cea mai lungă, reprezentând cea mai mare conectare, cea mai puternică conectare cu noi, cu subconștientul nostru. Deci vedeți cât de frumoase sunt aceste pasaje de trecere, cât de frumoasă este această conexiune, dacă ne lăsăm această conexiune a noastră cu natura și cu ritmurile naturale. Și haideți să vedem, am pregătit și pentru acest moment din acest set Conscious Spirit. Vom extrage o carte să vedem care este mesajul cu care suntem întâmpinați. Care este mesajul pentru acest moment puternic al solstițiului de vară? Acest moment puternic în care soarele elevează și strălucește și ne luminează tot ceea ce facem. Ne luminează și ne bucură și ne încălzește. Și mesajul de la ghizii noștri, mesajul Conscious Spirit, este transformare. Deci ce carte mai voi posta această carte? Deci este extraordinară această carte. Vedeți? Este această persoană, da, care merge spre lumină. Este ghidată de acest sceptru de lumină și merge spre lumina din fața ei. Este vorba, de fapt, exact ceea ce v-am spus înainte, este vorba de această călătorie pe care o facem în interiorul nostru pentru a ne întâlni spiritul nostru divin și pentru a ne găsi adevărata fericire în viață. Deci, haideți să ne punem aceste aripi, vedeți, este această femeie cu aceste aripi, să ne lăsăm călăuziți
de această lumină, de această strălucire a soarelui și să căutăm, da, să ne îndreptăm spre lumină, să căutăm lumina, să ne purificăm și să ne bucurăm, să ne bucurăm de acest moment, de acest moment de puternică conectare cu noi. Noi ne revedem pe pagina mea de internet lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook Lumistarlight Astrology și aici pe canalul de YouTube, unde dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, apăsați butonul subscribe și sunteți alături de noi. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!